I-am aranjat într-un interviu cravata lui Cornel, cum se spune, care era la Steaua, Dinamo, la Dinamo. Așa. Cornel Dinu. Așa, da. Eram la un interviu filmat. Nu, de fapt se făceau poze pentru un interviu pentru o revistă nouă care apărea pe piață și era primul număr. Eu eram din partea showbiz-ului și el din partea sportului, că asta era conceptul revistei. Și avea o cravată care era puțin strâmbă și normal că fiind lângă el, mi s-a părut normal și logic și firesc și să iau drept. E, de la poza aia a plecat cum că noi avem o aventură și că cu Adrian Păunescu, pentru că m-a invitat să îi recit poezii, iarăși că sunt, că am o relație cu el.